Alina. Alina, să rămână. Dimineața. Sărmâna, de la Neața de la Angev. Răzvan, Dani și Ramona. Nu mă deranjați chiar deloc. Uite, ăsta e un răspuns bun. Așteptăm de niște săptămâni. Da. Da. Și eu vă așteptam, dar nu eram chiar neapărat... E pe bune? Da, deci ne așteptai, dar nu erai. Adică stai că nu. Să se întâmple, pentru că nu am... Da, n-ai televizor. Dar nu pe toți. Alina, dacă vrei, pune-ne întrebări din care să reiasă că suntem noi autentici, chiar noi. Da. Ce întrebări? Că știu că Dani este extraordinar de glumeț. El orice ar spune mă face să râd cu fața este casa lui. Are o față. Practic nu ne cunoști deloc. Singura glumă legată de Dani este aceasta. Faptul că tu ai spus că e amuzant. Mamă, mamă. Dar dacă iau așa, unde stai? În ce ora stai? În Ploiești. Ți-l trimitem rapid. Dar ce? Îl aducem noi personal? Să vezi cum te tăvălești de râs? Odată soția lui a chemat salvarea, nu mai puteam de râs, așa amuzat. Chiar alter seară, când m-am dezbrăcat pentru duș. Asta, da, asta nu mai zic. Pare rău că am ratat dansul vostru. N-am putut să fiu prezent în fața televizorului să vă văd cum dansați. Lasă. Alina, sărbătă. Mai bine că oricum s-a încurcat la dans. Sărbătă, nu m-am încurcat. Ne-a mâncat. Ne-a zăpățit. Eu fac sport, nu fac dans. Ne-a dat cu terenul în cap. Nu merg la evenimente de parfumați. Spune-mi, te rog, Alina, sărbătorești ceva astăzi? Logic. Evident că sărbătoresc. Este ziua mea. Și am început-o așa cum nu m-am așteptat. Fiica mea încă de dimineață a început să-mi cânte la mulți ani, este ziua ta de când s-a trezit până când am dus-o la transport. Perfect. La câinile, da, a fost așa frumos, un vibe din ăsta neașteptat. Fiica ta lucrează în transporturi? Fiica mea nu lucrează în transporturi, a luat transportul ca să ducă la școală. N-am auzit tehnologia, asta e mișto, sună mișto. Culpa. Bun, deci ai scăpat de ea, ai câteva ore pentru tine, noi am sunat de fapt să spunem la mulți ani! Mulțumesc frumos, chiar o surpriză extraordinar de plăcută. Pune-ți o dorință, Alina, dacă ai curaj. Pune-ți o dorință și vedem. Am curaj. Altfel n-aș fi berbec, știi? Pune o dorință la vedere, să o auzim. La vedere? Îmi doresc să fiu la fel de fericită, iubită și... Așa cum sunt acum. Bă, dar unul nu mai vrea o roată de mașină, o cheie de casă, unul nu-și mai vrea. Ia să și pună dorințe. Ce dorințe spuneai tu, Dănuțule, când erai mai... O casă de o zi, două, trei, una oriunde. Dar momentan nu se poate că suntem foarte ocupați. Ce dorințe spuneai tu, Dănuțule? Eu mi-am pus niște dorințe. Cum ar fi? Dar nu legate de alții. Nu, răspune că eu vreau să zic că... Ochiul meu liber, fără ochelari, arată că încă ești aici. Deci, da, aia nu zic, el nu și-a dorit nimic despre el. Nu, el a vrut tot despre alții, să dispară, da. Să apară, să plece. Da. Asta trebuie, rănile astea ar trebui la psiholog, da, întreabă. Care era? Uite, ăsta. Toată viața l-am ținut. Departe de rană, să nu fac angrenă. Nu îmi doresc să plece, Răzvan. Îmi doresc să rămân singur. Aici așa trebuie biseric. Pus. Băi, trataților, dați-mi 200 de lei pe oră să vedeți că vă fac bine. Te pupăm, Alina, să-ți meargă foarte bine. Da, mulțumesc la fel. Merge foarte bine, mai ales că mi-ați făcut așa surpriză și voi. Nu vrei să ți-o fac în fiecare zi, că ți-l trimit acum pachet cu ramburs. Cu transportul. Cu plata ramburs. Piesa asta este numai pentru tine. La mulți ani, Alina.